Mai trebuie ceva, lângă tot ce ne-a spus fratele Rodilă. După ce te-ai pocăit, ai crezut și ai făcut legământ cu Dumnezeu, dacă nu pornești pe urmele Lui, nu te dăruiești Lui ca să poată El lucra mai departe prin tine, probabil că primele trei n-au absolut nicio valoare. Este un surogat de pocăință, un surogat de credință și dracii cred și se înfioară. Și un surogat de legământ, spuneau vorbitorii înaintea mea, că mulți draci trăiesc prin biserici, drac intri în apă, drac ieși din ea. Cu siguranță că o mlădiță care n-aduce roadă este tăiată și aruncată în foc și de aceea slujirea este dovada credinței noastre, materializarea credinței noastre. Călătorim de câteva săptămâni această temă a slujirii și am văzut că ea, în primul rând, ne vizează pe fiecare dintre noi. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Cu alte cuvinte, toți suntem ispravnici, nu doar unii, administratori, toți am primit un dar, nu doar unii, nu același dar, diferite daruri, pentru că harul lui Dumnezeu este felurit. Am vorbit despre slujirea fiecăruia dintre noi și am făcut o invitație pe care vă reînnoiesc. După ce în 2005 am ridicat vreo 15 case la Cosmești, s-a născut o bisericuță, a venit vremea să ridicăm o clădire pentru bisericuța de acolo și am amânat cu o săptămână plecarea din pricina circumstanțelor și a oamenilor care cum sunt liberi, dar lista este încă deschisă. Între 12 și 17 august și 19 și 24 august sunt două săptămâni în care toți voluntarii sunt bineveniți. La Cosmești vom ridica o bisericuță, nu-i foarte mare, pentru 54 de locuri, ne dăjduim Dumnezeu să o umple și anul viitor să o lărgim, dacă este cazul, dar dacă ești invitat la slujire și nu poți face nimic altceva, cel puțin luni la ora 4, în 12 august poți fi aici, te îmbarci într-un microbuz și acolo o săptămână vei transpira cu bucurie alături de frații tăi, vei cânta și te vei ruga împreună cu ei, văzând cum se ridică zidurile. Duminica trecută, în schimb, am mutat de la nivelul personal slujirea la nivelul bisericii, a casei lui Dumnezeu. Și l-am auzit pe Petru sfătuindu-i pe prezbiterii din bisericile cărora li se adresează. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi eu, care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum a stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Și versetul 4 din ultimul capitol spune, și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veștejia slavei. Scriptura ne spune că Dumnezeu nu va uita nici un pahar de apă care este dat în numele Lui. Cu alte cuvinte, nici o slujire nu va fi trecută cu vederea. Când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Tot duminica trecută spuneam că biserica începe în familie. Acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, Hristos este în mijlocul lor. Și dacă te-ai căsătorit, ai format o celulă fundamentală a bisericii. Dumnezeu pe tine ca și bărbat te-a numit prezbiter în casa ta. Trebuie să păstorești turma, chiar dacă e mică, nu e mare, să păstorești turma lui Dumnezeu, nu de silă, ci de bunăvoie după voia lui Dumnezeu. Și am mai văzut duminica trecută că atunci când cineva râvnește să fie un prezbiter sau un episcop, este unul și același lucru, trebuie să înceapă de la lucrurile mici din familie. Tot ce trebuie să fie un prezbiter, indiferent cât de mare va fi turma peste care îl va așeza Hristos, totul se învață în familie. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun, îi scrie Pavel lui Timotei, dar printre altele, el trebuie să-și chivernisească, să-și administreze bine casa lui, să țină copiii în supunere cu toată cuvința, că cine nu știe să-și cârmuiască, să-și chivernisească casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, Dumnezeu
apreciază și are valoare mult prea mare investită în biserica lui ca să o risipească. De aceea, mai întâi te vrea credincios în lucrurile mici ca să te invite la lucruri mai mari. Așadar, bărbaților, dacă sunteți căsătoriți, păstoriți-vă turma, ea lui Dumnezeu, dar e sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu. Dar lăsați-mi voie să cobor la familia mai mare a lui Dumnezeu, la familia bisericii din Iris. Nu mi-o luați în nume de rău dacă îndrăznesc să vorbesc în numele lui Petru sau în locul lui Petru pentru generația care vine după noi. Noi ne retragem de pe scenă, alții trebuie să facă pasul înainte. Și nu uitați, biserica este a lui Hristos. Nu e a voastră, nu e a noastră, nu e a nimănui. Hristos a murit pentru ea și Dumnezeu așteaptă să o vadă prezentată sfântă și fără prihană înaintea Lui. Păstoriți turma lui Dumnezeu. Eu nu știu astăzi cine sunt prezbiterii bisericii din Iris, pe care îi va numi Hristos. Nu eu îi numesc, El îi numește. Nu noi îi alegem, El îi dă bisericii. Întrebarea este cum o face? Cum o face? Cum dă Hristos bisericii prezbiterii? M-aș muta în Efeseni, Pavel și Petru vorbesc aceeași limbă și atunci când el trece de la partea teologică în partea aplicativă a cărții, în Efeseni capitolul 4, începând cu versetul 1, găsesc următoarele cuvinte. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. În momentul în care ne pocăim și intrăm în legământ cu Hristos prin credința în El, suntem născuți din nou prin Duhul Sfânt și primim o chemare sfântă. Și chemarea aceasta este să devenim un templu sfânt pentru Domnul. Cu alte cuvinte, o casă a lui Dumnezeu, un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Dar ca acest templu să se construiască, e nevoie de câteva lucruri. Versetul 2 spune, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Smerenia are de-a face cu unitatea bisericii. Dragii mei, atunci când cred că turma a căzut la împărțeală, și eu sunt stăpân peste ea, atunci nu voia lui Hristos, ci voia mea trebuie să se facă în turma respectivă. Părerile mele trebuie să primeze. Și în felul acesta, biserica este frântă și ruptă, fără smerenie, nerecunoscând unitatea trupului pe care nu noi o creăm, ci Hristos a murit pentru ea, vom face ravagii în turma lui Hristos. Textul continuă, este un singur trup, este un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Dumnezeu, Tată al tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează în toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Și aici versetul 7 vorbește despre, nu de unitate, ci de diversitate. Dragii mei, atunci când ai puterea să ieși din competiția afirmării de sine, dintr-o dată fratele tău care este altfel decât tine poate să rămână altfel, poate sluji cu darul pe care poate tu nu-l ai, dar el îl are. Nu trebuie să fim toți o apă și un pământ, nu trebuie să ne îmbrăcăm într-o uniformă, ci fiecare putem fi liniștiți în felul în care ne-a creat Dumnezeu și să punem în negoț harul și darul pe care l-am primit. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, ce însemnează decât că mai întâi s-a coborât în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Dacă noi suntem un templu sfânt pentru Domnul, un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul, nu trebuie să existe nicio ușă încuiată înaintea Lui. El poate să intre în tot templul, să umple tot templul. Pentru aceasta a murit și a înviat. Ca să poate umple tot templul sau toate lucrurile, urmează versetul 11. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Am văzut duminica trecută cine sunt aceștia și cum se îmbucă funcția, slujirea lor. Aveți înaintea dumneavoastră un model conceptual, un pom roditor. Nu știu ce fructe vă plac, puteți în crenci ce fructe doriți.
dar deocamdată modelul cred că este important. Rădăcinile sunt sfera învățării într-o biserică, tulpina, crengile, frunzele, sfera pastorarei și fructele sunt sfera evangelizării. Pomul ca întreg are o funcție pentru cetate și o funcție pentru împărăția lui Dumnezeu, funcția profetică și funcția apostolică. Dacă ne întrebăm ce vrea să facă Hristos în biserica lui, înțelegem imediat că nicio biserică pe acest pământ nu poate fi condusă de un om, indiferent câte studii are și câte daruri are. Pentru că Hristos așteaptă o realitate extrem de complexă. În primul rând așteaptă ca fiecare membru din biserică să știe ce crede. Să creștem toți în unirea credinței noastre, să fim stabili în ceea ce credem, să nu fim purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură prin viclenia și șiretenia oamenilor. În al doilea rând, Dumnezeu ne cere nu doar să cunoaștem lucruri aici, ci să le trăim, să avem un caracter cristic. Și în al treilea rând, trebuie să nu uităm că Fiul lui Dumnezeu n-a venit să îi se slujească, ci El însuși se slujească. Un creștin care nu slujește, nu-i creștin. De aceea, lângă cele trei trebuie, care ne-a spus Costică, l-aș adăuga pe al patrulea, foarte important. Domnul Iisus îi spune lui Petru, paște oile mele. Și el știe lucrul acesta, slujirea nu este opțională, este obligatorie. Suntem ispravnici ai Harului, felurit al lui Dumnezeu. Stabilitate doctrinară, integritate în caracter și disponibilitate pentru slujire. Disponibilitate pentru slujire. Cum dă Hristos bisericii prezbiteri sau episcopi? Cum o face? Strategia lui Dumnezeu este să te crească de la mic la mare. Când am devenit bunic, n-am stat nas în nas cu nepoțica mea, ci a trebuit să cobor la ea, da? Mai întâi să o iau în brațe. Și săptămâna asta am sărbătorit 3 ani. 3 ani. Iar o văd cum crește. Așa e în toate lucrurile. Pune o sămânță în pământ, vei vedea o plantă firavă, o uzi, ai grijă de ea, începe să crească și nici nu bagi de seamă când a venit un pom. Era mic, mic, mic când tăticul meu a plantat 7 brazi. Din păcate, 6 au fost cosiți odată cu iarba, a rămas unul singur. Astăzi, dragii mei, mă uit la el, este incredibil. Aș da orice să nu mi-l taie nimeni cât trăiesc, da? Extraordinar. Așa se întâmplă și în cele spirituale. Cu alte cuvinte, Hristos are o dorință, un scop, să umple toate lucrurile. Și trebuie să înțelegem foarte bine scopul lui Hristos, pentru că altfel vom încerca să suprapunem scopurile noastre în bisericuță sau în biserica în care suntem. Iată cum definește Pavel însuși prin rugăciunea lui scopul lui Hristos, această umplere a tuturor lucrurilor. Iată de ce zic, spune în capitolul 3, versetul 14 din Efeseni, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din ceruri și de pe pământ, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre, pentru că având rădăcinile și temelia puse în dragoste, să pricepeți împreună cu toți sfinții care este lărgimea și lungimea și adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Incredibile cuvinte sau incredibile scopuri din partea lui Dumnezeu. Iar Pavel încheie așa capitolul 3. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Ce înseamnă să fii plin de toată plinătatea lui Dumnezeu? Dragii mei, eu rostesc cuvintele, dar nu pricep în întregime conținutul lor. Și de aceea Pavel continuă așa. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Sau să pun în alt text, puțin mai comprimat, această umplere a noastră cu Hristos. Pavel spune în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta înseamnă să fii plin de Hristos, ca El să poată să-și continue lucrarea prin tine, prin mine.
pentru ca El să poată umple toate lucrurile, El a dat pe unii apostoli. Și aș vrea să priviți cu mine schema dinaintea voastră. Sunt trei blocuri și pe aceste trei blocuri așez versetul 11 ca să-l înțeleg. În primul rând, ceea ce e foarte clar este că nu adunarea generală de prezbiter bisericii. Nici nu pot da eu din coate să devin un prezbiter al bisericii. Hristos îi dă. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Dar care e rolul lor? Rolul lor este desăvârșirea sau echiparea sfinților. În mijloc îi aveți pe sfinți. Sfinții suntem noi fiecare. Mici, mari, bărbați, femei, copii, bătrâni, noi suntem sfinții, noi alcătuim biserica, noi am fost puși deoparte pentru Dumnezeu, pentru echiparea sfinților în vederea lucrării de slujire. Imaginați-vă o mulțime de sfinți, că noi am creat biserici care sunt fie săl de conferințe, fie autobuze în care unul conduce, restul dormitează și în care slujesc doi, noi restul mai criticăm, mai dăm cu roșii, mai vociferăm la adunările generale, dar dacă un sfânt n-are nimic de făcut, spuneți-mi, Hristos nu știe lucrul acesta? Va da El resurse unui om care stă cu mâinile încrucișate? Ce să facă cu ele? Nu o să facă decât să le împrăștie. Cu alte cuvinte, ca acest proces să se poată porni, tu și cu mine, sfinții din biserică, trebuie să punem mâna pe seceră sau pe... și să începem să slujim. Sunt o mulțime de nevoi în jurul nostru. Dragii mei, dacă triunghiul acela galben nu este acolo, Hristos n-are cui da apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Țin minte, Andrei acolo cu fetița mică, ea era cam de 3 ani și ceva și era ca și Nori. Și noi aveam studiu biblic la noi în cameră și Nora le făcea la studenți pită cu un soare. Pită cu un soare și cu un pic de boia, cu ce aveam și noi. Și lua tava să o ducă în cameră. Andreea venea repede, se oprea în fața lui Nora, zice, lasă-mă să o duc eu. Cum să dai o tavă cu pâine cu un soare în mâna unui copil de 3 ani? Imaginați-vă, pita unsă cade totdeauna cu partea unsă în jos, nu așa este. Dar Nora punea tava în mâna ei, o prindea între picioare și o ducea înăuntru. Ce bucurie să vezi un copil de 3 ani slujind. Oricine poate face ceva. Când vrei să faci ceva, Dumnezeu va trimite pe cineva să vină în spatele tău, să te ajute să crești în lucrarea pe care, la care te-ai angajat. Dacă n-ai nimic de făcut, Dumnezeu nu irosește resurse pe nici unul dintre noi. Cum dă Hristos bisericii apostoli? Simplu. Mai întâi, sunt slujit, sunt în dreapta imaginii. Sunt unul care am aterizat și eu în mijlocul fraților mei, nu știu ce se întâmplă, am o mulțime de întrebări. Interesant este că Dumnezeu întotdeauna găsește pe cineva să înceapă să răspundă la întrebări. Asta este prima etapă în viața unui creștin, este slujit. Pe măsură ce se bucură de slujirea altora, Duhul lui Dumnezeu, dacă este în el și chipul lui Hristos, dacă este modelat în el, el n-avea, Hristos n-a venit să îi se slujească, ci el însuși să slujească, a fost slujit o bună vreme, câtă vreme a fost în brațele Mariei și apoi în casa lui Iosif și apoi la templul din Ierusalim la 12 ani, până când Duhul Dumnezeu l-a chemat în lucrare prin apa botezului, a fost și el slujit. Dar imediat după aceea a început să slujească. Și acela spirit este în noi, dragii mei. E slujit o vreme, dar trebuie să începi să slujești. Se întâmplă că atunci când începi să slujești, să simți că e povara prea mare pentru tine. Toți copiii vor să facă mai mult decât pot face. Știți ce face Tatăl și Hristos? Trimite în ajutorul tău pe cei care să te ajute să crești, să te desăvârșești în slujirea în care te-ai implicat. Cu alte cuvinte, toți trecem prin aceste trei etape și pe măsură ce suntem credincioși în ele, practic noi creștem și la momentul potrivit Hristos poate să-ți încredințeze o turmă mai mare decât familia ta. Deci mai întâi ești slujit, apoi începi să slujești și te maturizezi să ajuți pe alții să slujească. Și cei care ajută pe alții să slujească, ei sunt cei care cresc în capacitatea lor de prezbiterat și Hristos îi dă bisericii. Ascultați ce spune Scriptura. Și asta e pentru fiecare dintre noi.
ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Nu vă spun o noutate, repet doar ce a zis Petru. Fiecare facem parte dintre sfinți dacă facem parte din Biserica lui Hristos. Fiecare suntem ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare am primit un dar. Dacă altul nu, să dau un pahar de apă, să zâmbesc, să întind mâna, să mulțumesc celui de lângă mine. Fiecare am primit un dar și de aceea darul acesta trebuie pus în negoț pentru slujirea, creșterea altora. Să presupunem că am văzut o nevoie și sar să o împlinesc și mă pomenesc în mijlocul procesului că ochii au dorit mai mult decât mâinile și inima poate să facă. Povara e prea mare pentru mine. Ce-i de făcut, fraților? E simplu, îmi spune Biblia, dacă Hristos dă resursele, mă duc la Hristos și spun, Doamne Iisuse, inima mi-e bună, vreau să slujesc, dar vezi că m-am pomenit cu o lucrare mult prea mare în mâinile mele. Nu trimiți pe cineva să mă ajute. Dragii mei, Domnul Iisus este mai interesat în zidirea bisericii Lui decât oricare dintre noi. El a murit pentru ea. El a mobilizat întregul cer ca planurile Tatălui să fie împlinite. De aceea nu cred că există un om care vrea să slujească, care strigă la Dumnezeu să nu primească resursele de care are nevoie. Era militar la Oradea, termen redus, în 1974-75 și stăteam nopțile când eram de gardă și puteam vorbi cu Dumnezeu. Eram deja de vreo 6 ani întors la Domnul, frământat pe dinăuntru, dornic să slujesc, dar nu știam de unde să iau lucrurile și ce să fac. Și în timp ce mă rugam Domnul, am zis, Doamne, trimite-mi pe cineva să deschid ochii. Nici n-am venit bine acasă în mai, în 75, și mă povedesc cu 4 misionari la noi în casă, 4 americani. Și încep să vorbească despre ce le-a pus Dumnezeu pe inimă. Mie mi s-au dilatat pupilele și am început să-mi bată inima și zic, wow, eu asta caut. Interesant, că în loc să mă așeze în băncile unei școli și să mă dădăcească timp de 3 ani de zile sau 5 ani de zile, au făcut un lucru foarte simplu cu mine. Au deschis în Luca, capitolul 16, versetele 12 la 16, în Luca 6, și au citit textul acela unde Domnul Iisus se roagă toată noaptea ca să-i aleagă pe cei 12. După ce s-a rugat toată noaptea, a coborât în vale, a chemat pe cei 12 și i-a făcut ucenicii lui. Și au zis, cum ar fi să încerci și tu? Noi plecăm, dar să te lăsăm să faci același lucru. Dragii mei, ne-am luat inima în dinți, am zis, la ce să-i chem pe oameni? Când mi-am clarificat scopul, am început să mă rog. Și în timp ce mă rugam, pe o foaie de hârtie am început să pun nume. După ce lista a fost gata, stat înaintea Domnului și am zis, Doamne, eu pot să-i scriu pe listă, pot să-i și chem, dar dacă Tu nu le îndupleci inima, nu se alege nimic din toată povestea asta. Și i-am luat pe rând și în ziua de astăzi știu cum erau îmbrăcați, unde m-am întâlnit cu ei, ce am discutat cu ei. După ce au zis da, am avut prima întâlnire. Și până au urmat ani lungi de slujire împreună. Când mă uit înapoi la viața mea, Dumnezeu a trimis întotdeauna resursele de care a fost nevoie la vremea potrivită. Știți de ce? Pentru că El este mai interesat în zidirea bisericii Lui decât sunt eu. Când unul dintre noi încearcă să facă ceea ce vede că trebuie făcut și pune mâna cinstindu-L pe Dumnezeu, făcând cu toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, Dumnezeu nu rămâne străin de acea încercare. Dumnezeu va fi prezent cu resursele Lui, chiar dacă trebuie să-i aducă din China sau din Australia. Pentru El nu contează, pentru că tot pământul este al Lui. Aș vrea să îndrăznesc să mă apropii de încheiere, întorcându-mă de unde am plecat, în biserica din Iris. Dacă aș vorbi în locul lui Petru, iertați-mă îndrăzneala, pentru generația care vine, Petru, dacă ar fi în locul meu, aș spune, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, păstorii sturma lui Hristos care este sub paza voastră. Poate vei zice, nu-s prezbiter. A, n-ai conștientizat lucrul acesta. Uite ce turmă ți-a dat Dumnezeu. Da? Numai timpul trebuie să treacă. Uite acolo ce turmă are fratele meu din Olanda, care locuiește în Belgia acolo. Cu alte cuvinte,
Dacă singura realitate pe care o mântuiește Dumnezeu de pe planeta asta este biserica, ești un vas pentru o întrebuințare de cinste. Dacă îl primești pe Hristos să locuiască și să lucreze prin tine și dacă începe să-ți pese de secerișul lui Hristos, dacă te doare, dacă vezi că secerișul e mare și puțin sunt lucrătorii și pui mâna și te rogi ca Dumnezeu să scoate lucrători la secerișul lui, sfătuiesc pe prezbitere dintre voi, eu care sunt un prezbiter, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Poate că ai început să slujești și te-ai împotmolit. Ți se pare prea greu. Scriptura nu te lasă fără soluție. Ascultați soluția. Cereți și veți primi. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Cu alte cuvinte, oricine, spune textul, oricine cere, capătă. Oricine caută, găsește. Și oricui bate, îi se deschide. Dacă Dumnezeu este mai interesat de zidirea bisericii decât sunt eu, dragii mei, nu mă va lăsa să bat cu pumnul în ușă, în ușa veșniciei și să nu-mi răspundă. Și textul continuă. Căci care dintre voi, dacă îi cere fiul să o pâine, îi dă o piatră sau dacă cere un pește, îi dă un șarpe? Și dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, Cel din ceruri, va da lucruri bune celor ce îl cer. Celor ce îl cer. Nu uitați, Domnul Iisus este mai interesat în zidirea bisericii Lui decât ai putea fi tu sau aș putea fi eu. De aceea El va răspunde celui care cere, va răspunde celui care caută, va răspunde celui care bate. Râvnește cineva la adâncul inimii lui să fie episcop? Apucă-te de treabă. Cu alte cuvinte, uite-te în jurul tău, pune mâna și împlinește o nevoie pe care o vezi. O vezi și fă-o ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Iar dacă ți-i groază și nu știi de unde să o apuci, după ce am terminat primul serviciu, a venit un prieten la mine, care e vizitator în biserica noastră, zice, înțeleg lucrurile, dar nu știu ce să fac. Dacă ți se pare mult prea greu, tu fă doar pasul, lasă restul în seama Lui. Dragii mei, Hristos va oferi resursele de care este nevoie. Biserica l-are pe Hristos ca și cap al ei. Și El dă bisericii episcop sau prezbiteri. Și ei sunt, eu numesc, depozitarii viziunii, care trebuie să audă glasul lui Hristos să cheme pe ceilalți, așa cum fiecare cap de familie trebuie să facă lucrarea aceasta în familia lui. Dar dați-mi voie să încheie epistola lui Petru citind ultimele versete din cartea lui. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum a stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Interesant este versetul 5. A vorbit bătrânilor și acum se întoarce spre tineri și spune, tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea potrivită El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Nu suntem perfecți, niciunii dintre noi. Păcatul ne-a atins, păcatul într-un fel ne-a zdrămțuit inima. Și de aceea mi-este greu să mă supun semenului meu. Când o fac de dragul lui Dumnezeu, și îmi pare rău că n-am avut timp să vorbim despre supunerea în Petru, nu există categorie de om care să nu trebuie să supună cuiva de dragul lui Dumnezeu. Poate că am angoase, îngrijorări în inima mea. Scriptura spune, aruncați asupra Lui îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Dar
textul ne spune, toți în legăturile voastre fiți împodobiți cu smerenie. De ce? Smerenia este cheia păstrării unității trupului lui Hristos. Tată, mă rog ca ei să fie una, după cum noi suntem una. Dacă nu știu să renunț la ale mele de dragul lui Hristos, va fi ceartă și dezbinare în biserică. Dar dacă știu să mă supun înaintea voiei lui Hristos, să caut împreună cu frații mei, să înțeleg scopul lui Hristos și strategia lui Hristos, asta înseamnă smerenie. Ascultați versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare prin credință și el va fugi de la voi. Știind că și frații voștri care sunt în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere, vă va face neclintiți. A lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin.